anul trecut, la a doua ediție, am fost prezentă și vă pot spune cu mare drag și cu mare mândrie că în comuna noastră se desfășoară acest festival județean pe care o să reușim cumva să-l organizăm an de an de acum încolo, să ne ajute Dumnezeu să avem cât mai multă lume alături de noi. Veți avea astăzi ocazia să vedeți ansambluri din toată țara care ne vor bucura atât cu dansul popular, cu îmbrăcămintea noastră frumoasă a românilor și, nu în cele de urmă, cu cântecele populare din zona din care vin. Dragi mănăstireni, strângeți rândurile și veniți astăzi alături de noi. Fiind prima ediție a Zilei Comune, noastre dragi, probabil că nimeni nu se așteaptă că ar putea fi așa un mare eveniment în care să vă puteți petrece două zile ca mănăstirean, să ne simțim mănăstireni astăzi. Avem cu ce să ne lăudăm. Dragi oaspeți care ați venit astăzi în comuna noastră, poate reușiți să rămâneți mai multă vreme alături de noi, să descoperiți zona noastră frumoasă. Avem niște zone superbe, niște oameni minunați de care vă puteți bucura azi și mâine în periplul dumneavoastră prin comuna noastră. Totodată vă urez tuturor participanților mult succes. Avem un trofeu al Festivalului Județean și sper ca cel mai bun dintre dumneavoastră să-l obțină astăzi. După care, dragi mănăstireni, avem la sfârșit de festival un program artistic susținut de formația Călugăreni și sunt convinsă, veniți alături de noi, vă veți simți cu adevărat dumnezeiește. Eu așa sper, că sigur vă simți bine. Vă așteptăm, plus tinerii, vă așteptăm că după ora 21 avem o discotecă, ca să zicem, o petrecere în aer liber și bucurați-vă de faptul că sunteți tineri, că sunteți mănăstireni și să fim mândri astăzi, că azi e ziua noastră. La mulți ani, mănăstirea Cașin, la mulți ani, mănăstireni! Rămâneți puțin, doamna primar, pentru că o invităm alături pe noi și pe doamna directoare, care ne va spune câteva cuvinte. Doamna directoare a școlii gimnaziale Regina Maria din comuna, bineînțeles, Mănăstirea Cașin. Bună ziua și bine ați venit la Festivalul de Etnografie și Folclor Regina Maria, coordonat de școala gimnazială Regina Maria Mănăstirea Cașin, în colaborare și cu sprijinul total al primăriei și Consiliului Local. Acest festival este prezentat în cadrul Zilei Comunii Mănăstirea Cașin, eveniment organizat de Mănăstirea Cașin, de primărie și de Consiliul Local al acestei comunități. Proiectul Festivalul de Etnografie și Folclor Regina Maria, aflat la a treia ediție, este coordonat de doamna profesoară a preotesei Maria Diana și domnul coregraf Blanaru Cristian, persoane iubitoare de tradiții, care s-au ocupat îndeaproape și de ansamblul folcloric Mugurașii Mănăstireni, ansamblu cu care noi, mănăstirenii, ne mândrim și care participă astăzi la acest festival. Ne vor încânta astăzi privirile, auzul, circa 15 ansambluri folclorice și circa 50 de interpreți din vreo 10 comunități invitate. Le adresez mulțumiri pentru că ne-au onorat cu prezența și pentru că ne vor încânta cu dansurile, costumele și cântecele lor. Adresez de asemenea mulțumiri conducerii primăriei Mănăstirea Cașin, precum și celorlalte persoane
care au făcut posibilă organizarea pentru prima dată a unui astfel de eveniment, nu-mi rămâne acum decât să vă urez succes tuturor ansamblurilor participante la concurs, iar dumneavoastră, spectatorilor, care deocamdată sunteți în număr mic, dar sunt convinsă că vă veți apropia, vă urez să aveți o zi frumoasă și încă o dată, la mulți ani, Mănăstirea Cașin, la mulți ani, Mănăstireni! O invităm alături de noi pe doamna profesor Diana Preotesei, care ne va spune și dumneavoastră câteva cuvinte și felicitări pentru ce reușiți să faceți cu Mugurașii. Mulțumim! Bine ați venit în localitatea Mănăstirea Cașin. Suntem fericiți și mândri să vă avem pe aceste meleaguri de baladă și istorie, cum spunea un domn ieri la simpozionul organizat. De ce am ales să continuăm acest festival? Deoarece tradițiile și obiceiurile românești, portul popular și folclorul sunt comori inestimabile și incontestabile care definesc poporul nostru, făcându-l unic, statornic și nemuritor. De aceea nu trebuie să lăsăm timpul și evenimentele lumii moderne să ne facă să le uităm. Aceste tradiții au fost cunoscute și îndrăgite de Regina Maria, de aceea am și numit festivalul Regina Maria. În perioada Primului Război Mondial, când împreună cu regele Ferdinand vizita frontul de pe Valea Cașinului, dar și după terminarea războiului, când regina ajungea la Mănăstirea Cașin în fiecare noapte de înviere. Mi-am propus ca acest proiect să reprezinte, deci, un omagiu adus reginei Maria, care a iubit nespus poporul român, tradițiile, straile populare românești, dovadă fiind numeroasele fotografii în care apare îmbrăcată în costum național. Totodată, acest proiect urmărește valorificarea de către copii și tineri a caracteristicilor zonelor culturale, dezvoltarea personală a tinerilor dansatori și a identității lingvistice și culturale, schimbul de experiențe și îmbunătățirea curriculumului școlar, a disciplinelor coregrafice și, nu în ultimul rând, promovarea unei educații de calitate în artă. Vreau să mulțumesc și eu, așa cum a făcut-o și doamna directoare, doamnei primar și Consiliului Local, pentru tot sprijinul pe care îl acordă și sperăm într-o colaborare la fel de bună și în continuare. Totodată mai mulțumesc invitaților noștri de astăzi din localitățile județului nostru, Cașin, Poduri, Bereștea Slău, Săucești, dar și ansamblurilor venite din afara județului, adică de la Iași și din județul Alba. La timpul potrivit o să aflați mai multe despre aceste ansambluri. Mulțumim tuturor, succes și la mulți ani Mănăstirea Cașin! Cu permisiunea dumneavoastră, dacă îmi dați așa să prezint și juriul, pentru că va avea o omenire extrem, extrem de dificilă și dacă cei care sunt astăzi alături poate îi aplaudă că merită tot respectul, haideți să aplaudăm juriul. Așa, ne punem bine cu juriul. Bravo, imediat o să nominalizez. Președintele juriului este maestru coregraf Francisc Enășel. Rămâneți, vă rog, domnul Francisc, în picioare. Mulțumim pentru prezență. Da, într-adevăr, un președinte de juriu se respectă, i-a aplaudat de două ori. Maestru coregraf Robert Costrovanu, de la Centrul Județean pentru Promovare și Dezvoltarea Culturii Tradiționale Bacău, mulțumim frumos pentru prezență. Domnul Tomulescu Viorel, fost dansator Doina Trotușului. Va fi greu, tineri, dragii mei, va fi greu să fiți astăzi la înălțime, la mare înălțime. Și, bineînțeles, îndrăgita interpretă de muzică populară, Gabriela Comăneci! Ultima, dar nu cea din urmă, este vorba de doamna Tihan Daniela, solist vocal și instrumental al trupei Montana Mănăstirea Cașin.
Rămâneți încă o dată în picioare să-i aplaudăm, pentru că merită, va fi un festival maraton. În drumul, doamna primar? Deschidem festivalul de etnografie și folclor Regina Maria. Mult succes! Deci să înceapă petrecerea și distracția pentru cei care sunt astăzi aici. N-am foarte multe cuvinte despre ei, dar i-am văzut, sunt nemaipomeniți. Vă pregătiți să dansați, pentru că ei știu să aducă voia bună și dispoziția, așa cum trebuie la o petrecere de ziua comunei. Este vorba de ansamblul folcloric Busuiocul din comuna Hărmănești, județul Iași. Haideți! Să încurajăm totuși, nu? Mulțumesc! Pandemia se zice că se simte, nu prea știm să mai aplaudăm. Thank you.
Mă numesc Clepciuc Dumitrița Andreea, am 15 ani și sunt solista ansamblului Busuiocul. Să vă mulțumim.
Inspirați-vă de viață, jocați până din dimineața. Lângă oameni cu fricăte și pământuri liberate, și pe mântuie care zonă, vreau să lumea dimineața. Mulțumesc frumos!